Pe fratele Vasile de la Vâlcea să ne conducă în rugăciunea aceasta de la început. Tatăl nostru, plecăm ființele înaintea Ta și în această după amiază, ne închinăm cu recunoștință pentru harul de care ne-ai făcut și ne faci parte, Domnul Iisus Hristos. Mulțumim pentru această întâlnire pe care ai făcut-o posibilă. Îți mulțumim, Doamne, că și de dimineață ai fost cu noi, ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim, Doamne, și pentru fratele Eric, pentru familia dumnealui. Te rugăm să-l binecuvintezi și te rugăm, Doamne, să ne vorbești prin dumnealui. Te rugăm ca și nouă să te dai inimi care să fie gata, Doamne, să asculte și să împlinească cuvântul Tău tot ceea ce Tu vrei să ne spui. Te rugăm să o binecuvintești pe sora Cristina în traducere și te rugăm ca pe fiecare dintre noi să ne binecuvintezi, Doamne, cu dragoste de numele Tău, cu ascultare de Tine și să te înduri și de cei care sunt în suferință, să te atingi de ei, Doamne, să le dai întărire în trupurile dumnealor, să le dai întărire în credință, Doamne, să nu-și piardă nădejdea și îți mulțumim că venirea Ta este aproape. De aceea, Doamne, dorim ca și în această seară Tu să fii în mijlocul nostru ca Cel care primești toată slava și gloria și noi să putem să creștem spre statura plinătății Domnului nostru Iisus Hristos. Tu să fii glorificat și înălțat în numele Domnului Iisus acum și în veci de veci. Amin. Amin, amin. Cine mai dorește să laude pe Domnul cu o cântare, vă rog să ridicați mâna. Familia Cercel. Ascultăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne auziți, frate Dani? Vă auzim foarte bine. Da, să nu cântăm pe mult. Așa-i, așa-i. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu,
Știți că Dumnezeul meu, pentru bunătatea ta, pentru harul tău cel mare, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Te voi binecuvânta, te voi binecuvânta și în șoaptă și în strigare. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru dulcea ta îngrijire, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Pentru tot ce mi-ai luat, pentru tot ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Și nu vorbe vreau să spun, și cântarea mea să-ți ardă. Fie bunul cel mai bun și iubire să se piardă. Fie bunul cel mai bun, fie bunul cel mai bun și iubire să se piardă. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, ție-ți cânt, Dumnezeul meu. Că eu aș ști să cânt sau că am vreo vrednicie, dar iubirea-mi dă avânt ca să cânt mărire ție. Dar iubirea-mi dă avânt, dar iubirea-mi dă avânt ca să cânt mărire ție. Amin. Amin, mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Mai dorește cineva să laude pe Domnul cu o cântare? Vă rog să ridicați mâna și apoi îl vom asculta pe fratele Eric. Familia Bărtuș, Domnul să vă binecuvinteze. Vă ascultăm. Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor. Însă știu că-ngrijorarea s-o alung va trebui. Dumnezeu cu îndurarea în etern va tăinui. Nu poți ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, căci eu sunt fiul său. Parcă urc pe trept de aur către cuntenar ceresc, și zăresc măresc tezaur. Oare când îl dobândesc pe un or de fericire, curcubeu multicolor, când voi fi în nemurire cu al meu Mântuitor. Ce va fi, nu
postind că fii va mâine, însă știi că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Ce va fi e taină mare, s-ar putea să ajung sărat, s-ar putea să n-am mâncare sau să n-am ce să îmbrac. Pot cu flori și pentru păsări, Dumnezeu e Tată bun. Și eu vreau în orice vreme eu vreau să îi supun. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că se îngrijește și de mine, căci eu sunt fiul său. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trebuie în continuare să ascultăm pe fratele Eric, ceea ce Domnul i-a pus pe inimă pentru noi în seara aceasta. Frate Eric, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și pe Cristina cu putere pentru a ne transmite împreună mesajul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi în seara aceasta. Okay, Eric, we are ready to hear the message that the Lord has put on your heart for us tonight. Well, it's lovely to join you once again. It's a privilege to be with you. E minunat să mă alătur dumneavoastră încă o dată și este un privilegiu să fiu împreună cu dumneavoastră. And it's getting near to Christmas, and so I thought I would look at something that the Bible says about Joseph. Și pentru că suntem în apropierea Crăciunului, m-am gândit ca în seara aceasta să vedem ce ne spune Biblia despre Iosif. You know, Joseph has a wonderful story, and yet we tend to ignore him. Știți, Iosif are o istorie minunată și totuși noi avem tendința de a-l ignora, de a-l neglija. And yet when Matthew started to write the gospel, the beginning of our New Testament, he started with Joseph's genealogy. Dar atunci când Matei a început să scrie Evanghelia lui, la începutul Noului Testament, a început cu genealogia lui Iosif. And the first story that he told was about Joseph and his marriage to Mary. Și prima povestire pe care Matei ne-o spune în Evanghelia lui este despre Iosif și logodna sau căsătoria lui cu Maria. So with God's help, we're going to listen to Joseph's story. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să auzim istoria lui Iosif. However, before we think of a story, there's just a wee bit of homework that we have to do. Dar cu toate acestea, înainte să auzim istoria lui, trebuie să facem o mică temă. In 2 Timothy 2, we read of Satan's will. În 2 Timotei, capitolul 2, citim despre voia Satanei. Satan's will is to blind everyone and drag them off to a lost eternity. Voia sau dorința Satanei este să orbească pe toată lumea și să-i tragă pe oameni într-o veșnicie pierdută. So before the Lord Jesus came to planet Earth, Satan did everything in his power to disrupt the Lord's coming. Așa că înainte ca Domnul Iisus să vină pe planeta Pământ, Satan a făcut tot ce i-a stat în putință ca să împiedice venirea Domnului. And so we see that Satan's will is to bring ruin to the human race. Deci vedem că dorința Satanei este să aducă ruină sau dezastru peste rasa umană. But also God has a will. Dar de asemenea știm că și Dumnezeu are o voie sau o dorință. And he's not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Și Biblia spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci ca tot să vină la pocăință. And so we discover that there's an invisible war in progress. De aceea descoperim că momentan un război invizibil este în desfășurare. Satan wants to damn everyone to a lost eternity. Satana vrea să o sândească, să trimită pe toată lumea într-o veșnicie pierdută. The Lord Jesus wants to save everyone and bring them into his heaven. De cealaltă parte, Domnul Iisus vrea să mântuiască pe toată lumea și să-i ducă în ceruri. And so Satan did everything in his power to stop the Lord Jesus' first coming. Deci Satan a făcut tot ce a stat în putință ca să împiedice prima venire a Domnului Iisus. And we know, of course, that the Lord Jesus is coming again. Și noi știm, bineînțeles, că Domnul Iisus trebuie să vină din nou. And Satan has a program, and he is trying to stop the Lord Jesus coming the second time to bring his kingdom. Dar Satan are un plan și el va face și va încerca să facă tot ce îi stă în putință ca să-l oprească pe Domnul Iisus să vină a doua oară și să-și așeze împărăția. So before we ask Joseph to tell a story, we have to remember that there is an invisible war going on. Așa că înainte să-l rugăm pe Iosif să ne spună istoria lui, trebuie să ne aducem aminte că un război invizibil se desfășoară. Now, just one other thing that I have to mention, and it seems it has absolutely nothing to do with Joseph and Mary. Și acum un alt lucru pe care trebuie să-l menționez aici și poate că o să vi se pare că nu are nimic de a face cu Iosif și Maria. And I want to take you back into the Old Testament to Numbers chapter 27. Dar vreau să vă duc înapoi în Biblie, în Vechiul Testament, la Numeri, capitolul 27. And there was a poor man there called Zelophehad. Întâlnim acolo un om, un bărbat numit Zelofad. And he had five daughters. Și omul acesta avea cinci fete. I think he had a difficult life with five girls to look after. Eu cred că a avut o viață grea, să trebuiască să îngrijească de cinci fete. And one day Zelophehad died. Dar într-o zi Zelofad a murit. And the five girls went to Moses and they said, Moses, when we go into the promised land, our father would have had an inheritance and we are not going to get it. Și aceste cinci fete s-au dus la Moise și au spus, când vom intra în țara promisă, tatăl nostru ar fi trebuit să aibă și el o moștenire acolo în țara promisă, dar pentru că a murit, noi nu o să mai primim. And they said, Moses, you know that girls don't get an inheritance in the promised land. Și au spus, Moise, tu știi că fetele nu primesc o moștenire în țara promisă. And Moses spoke to the Lord about it, and God said, Zelophehad's daughters are right. When they go into the promised land, they have to be given property rights. Moise a vorbit cu Domnul despre asta și Domnul i-a spus, fetele lui Zelofad dau dreptate când veți intra în țara promisă și ele trebuie să primească drepturi de proprietate. And the children of Israel were just about to go into the promised land. In the very last chapter, Numbers 36, we read of these five girls again. Poporul Israel era acum chiar pe punctul de a intra în țara promisă și în ultimul capitol, în numeri 36, citim din nou despre fetele lui Zelofad. They said, Moses, we've been thinking about this. And if we marry someone from another tribe, it means that we'll lose our property. Și fetele acestea iară s-au dus la Moise și au spus, uite, ne-am gândit la situația noastră. Dacă noi ne vom căsători cu bărbați din alte seminții, asta înseamnă că noi o să ne pierdem proprietatea. And so Moses spoke to the Lord about it again. Așa că Moise s-a dus și din nou a vorbit cu Domnul despre situația lor. And the Lord said to Moses, Moses, I want you to make this law that when the girls go to the promised land, they have to marry within their family. In other words, they have to marry a distant cousin. Și Dumnezeu i-a spus lui Moise așa, uite, trebuie să dai o lege ca fetele acestea și altele în situația lor, când se căsătoresc, să se căsătorească în seminția lor, în familia lor. Cu alte cuvinte, să se căsătorească cu verdia lor.
And God said to Moses, by this means, these girls will maintain their property rights. Și Dumnezeu a spus, în felul acesta, aceste fete își vor putea păstra drepturile de proprietate. Now, will you file that away in your computer, because we're going to come back to it. Acum vă rog să salvați informația aceasta în computerul dumneavoastră, pentru că o să revenim asupra ei. Now, let's turn to our Bibles and we'll turn to Matthew chapter 1. Și acum haide să ne deschidem Bibliile la Matei, capitolul 1. Now, notice how the New Testament starts. It's the genealogy of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Și aș vrea să observați cum începe Noul Testament. Spune, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Now notice what God the Holy Spirit emphasizes. He said that Jesus Messiah came through the line of Abraham and David. Și aș vrea să observați ce accentuează Duhul Sfânt aici, așa nume că Domnul Iisus a venit prin linia lui Avraam și prin linia lui David. And you know, when we come to verse 11, it seems that Matthew's made a mistake. Și știți, când ajungem la versetul 11, avem impresia că Matei a făcut o greșeală. He's missed out a king by the name of Jehoiakim. Pentru că Matei a exclus sau nu a menționat aici un împărat, și anume pe împăratul Ioachim. Now, certainly Jehoiakim was a wicked, wicked king. But why did he miss him out? Acum, cu siguranță, împăratul Ioachim a fost un împărat foarte, foarte rău. Dar de ce nu l-a menționat Matei în genealogia aceasta? And then when we come to verse 16, we discover Joseph, and his dad was called Jacob, and he had a granddad called Matthan. Apoi, când ajungem mai departe la versetul 17, observăm că Iosif a avut un tată care se numea Iacov, versetul 16, și bunicul lui, versetul 15, se numea Matan. Now let's read from verses 18 to the end of the chapter. Și acum haide să citim versetele 18 până la sfârșitul capitolului. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Well, let's meet Joseph. Haide să îl cunoaștem pe Iosif. He was brought up in a little town called Nazareth in northern Israel. Iosif a crescut într-un orășel numit Nazaret în nordul Israelului. It wasn't really the best place to be brought up. Nazareth had a bad name in Israel. Și să știți că nu era cel mai bun loc în care să crești, pentru că Nazaret avea un nume prost sau o reputație proastă în Israel. When Nathanael, who was a disciple, heard about the Lord Jesus, he said, "Can any good thing come out of Nazareth?" Poate vă aduceți aminte de Natanael când a auzit despre Domnul Isus, a întrebat el, "Poate să iasă ceva bun din Nazaret?" And Joseph was brought up in a poor family. They didn't have any property.
Și Iosif a fost crescut într-o familie săracă. Familia lui nu avea o proprietate în Israel. Joseph's dad and granddad, they worked as carpenters. Tatăl lui Iosif și bunicul lui Iosif au lucrat ca tâmplari. And when Joseph was 4 years old, he was packed off to the synagogue to learn Hebrew and to hear about the Hebrew scriptures. Și când Iosif a împlinit 4 ani, a fost trimis la sinagogă ca să studieze ebraica și scripturile ebraice, iudaice. He was taught to read and write Hebrew and Greek. A fost învățat să scrie și să citească în ebraică, în greacă. But the old rabbi, he would teach them from God's word, the scriptures. Dar bătrânii rabini învățau pe copii și scripturile, cuvântul lui Dumnezeu. And I see the old rabbi speaking to these young boys and saying, listen boys, let's start at Genesis. In the beginning, God made the heavens and the earth. Și mi-l imaginez pe bătrânul rabin spunea, gata băieți, haide să începem cu începutul, Geneza. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. And he would explain to the boys that God made everything perfect. Și apoi le explica băieților cum Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod perfect. There was no sickness, there was no death, there were no wars. Nu exista boală, nu exista moarte, nu existau războaie. And I can see Joseph putting his hand up. Sir, he would say, what on earth has gone wrong? Și mi-l imaginez pe Iosif ridicând mâna și spunând, Domnule, dar ce s-a întâmplat de s-au schimbat toate lucrurile? Ce n-a venit? The old rabbi would explain, well, you see, boys, God created everything perfect and God gave our first parents, Adam and Eve, rulership of the planet. Și bătrânul rabin le explica, uite, vedeți voi, băieți, Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod perfect și le-a dat primilor noștri părinți, Adam și Eva, stăpânire peste planeta Pământ. And the old rabbi would explain to the boys that God put a test on our first parents. They were told that if they ate of the tree of the knowledge of good and evil, they would die physically and spiritually. Și apoi bătrânul rabin le explica copiilor cum Dumnezeu i-a testat pe primii noștri părinți și le-a spus că dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vor muri din punct de vedere fizic și spiritual. And the old rabbi would explain to Joseph and the boys how God had an enemy, Satan, and duped our first parents into believing a lie that God didn't love them. Și apoi bătrânul rabin le explica copiilor că Dumnezeu avea un dușman, pe Satana, care i-a înșelat pe primii noștri părinți, făcându-i să creadă că Dumnezeu nu-l iubește. He explained to the boys how they disobeyed God and death entered into the human race. Le-a explicat copiilor cum primii părinți au fost neascultători de Dumnezeu și astfel moartea a intrat în rasa umană. And the old rabbi would also explain that when they sided with Satan, they handed rulership of the planet to Satan, God's enemy. Și bătrânul rabin le mai explica că atunci când părinții noștri s-au aliat cu Satana, i-au încredințat Satanei stăpânirea asupra planetei, asupra pământului. I can see Joseph putting his hand up, sir, did God do anything about it? Și mi-l imaginez pe Iosif ridicând mâna și spunând, Domnule, a făcut Dumnezeu ceva? Cum a acționat Dumnezeu? Oh yes, Joseph, we read about it in Genesis 3:15. God confronted his enemy Satan. Oh, da, Iosif, citim despre asta în Geneza 3:15, și anume că Dumnezeu l-a confruntat pe dușmanul său, Satana. And God said to Satan, there would be a woman and there would be a man child that would come from the woman. Și Dumnezeu i-a spus Satanei că va fi o femeie și din femeie va ieși un copil de parte bărbătească. And the rabbi explained that Satan would strike the heel of the man-child from the woman. Și apoi rabinul a explicat că Satana va zdrobi călcâiul copilului de parte bărbătească ieșit din femeie. And the rabbi would say, listen boys, the seed of the woman, the man-child, is going to suffer a death, but provide redemption. Și rabinul le spunea, uite, vedeți voi, sămânța femeii
va suferi o moarte violentă, dar va aduce răscumpărare. But the man-child is going to strike or crush Satan's head, crush his rulership. Dar acest copil de parte bărbătească îi va zdrobi capul Satanei, va zdrobi stăpânirea lui. And I can hear the rabbi saying, listen boys, there'll be two comings of the Messiah. He's coming as a suffering servant, but he's coming back as a king to rule. Și parcă l-aud pe rabin spunând, ascultați copii, Mesia va veni de două ori. Prima oară va veni ca rob care va suferi, dar a doua oară va veni ca să împărățească, să domnească. And I can see Joseph saying, sir, but who is the woman? Și parcă l-aud pe Iosif spunând, Domnule, dar cine e femeia? And the old rabbi would say, well, we'll turn to Genesis chapter 12 and we'll read about Abraham. Și bătrânul rabin le spunea, păi trebuie să deschidem la Geneza 12 și să citim despre Avram. And the old rabbi would explain this most important passage of scripture, that God made a covenant, a binding covenant with Abraham. Și apoi bătrânul rabin le explica acest pasaj extrem de important din Scriptură, unde Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram. And he said, God said, through your people, Abraham, Israel, I'm going to bring the Redeemer and restore God's kingdom to planet Earth. Și Dumnezeu i-a spus lui Avram, prin poporul tău voi aduce pe răscumpărătorul pe pământ și voi restaura împărăția mea aici pe pământ. And I can hear Joseph saying, sir, but we are Abraham's people. Is it going to be through us the Redeemer would come? Și parcă l-aud pe Iosif spunând, Domnule, păi noi suntem urmașii lui Avram. Asta înseamnă că prin noi va veni răscumpărătorul. Oh, yes, absolutely. But then the boys would be told about the great King David. Oh, da, absolut. Și apoi rabinul ajungea să le povestească despre marele împărat, David. That would excite them so much that hear about him killing Goliath. Cred că băieții erau foarte bucuroși să audă cum David l-a omorât pe Goliat. But the old rabbi explained to them, but listen boys, the most important thing is God also made a binding covenant with David. Și apoi bătrânul rabin le spunea băieților, Dumnezeu a încheiat un legământ prin care s-a legat pe el să-l împlinească și a făcut acest legământ cu David. And God promised that through David's line, the Redeemer would come, provide redemption, restore God's kingdom to planet Earth. Și Dumnezeu a promis că prin linia lui David va veni Mesia ca să aducă răscumpărare și să așeze împărăția lui Dumnezeu pe pământ. And also, God said that the city of David, Jerusalem, would be where the Redeemer's throne would be, and he'd rule the planet from Jerusalem. Și de asemenea, Dumnezeu a spus că din cetatea lui David, din Ierusalim, împăratul Mesia va domni, va împărăți și acolo va fi tronul lui. I can see young Joseph going home with a lot of questions. Și mi-l imaginez pe tânărul Iosif mergând acasă cu multe întrebări în mintea lui. Dad, where is David's throne? Where is David's son? De exemplu, tată, unde e tronul lui David? Unde e fiul lui David? And dad, why is Herod on the throne of David in Jerusalem? He's not even a Jew. He comes from Esau's people. Și tată, ce caută Irod pe tronul lui David din Ierusalim? Irod nu e nici măcar un evreu. El se trage din linia lui Esau. I can see his dad Jacob saying, well, son, you'll learn about this more when you get older. Și parcă mi-l imaginez pe tatălui Iosif, Iacov, spunând, fiule, vei înțelege și vei învăța mai multe când vei fi mai mare. When Joseph was 12 years old, he was taken to Jerusalem at the temple for the first time. Când Iosif a împlinit 12 ani, a fost dus la Ierusalim, la templu, pentru prima oară. It's hard to imagine his excitement. Și ne e greu să ne imaginăm bucuria lui, entuziasmul lui. They'd be taken to that beautiful city, and young Joseph, for the first time, would see the temple. A fost dus în cetatea aceea frumoasă și pentru prima oară tânărul Iosif a văzut templu.
And we watch as Joseph and his dad go to the temple courts, and there's an office called the Register of Births and Deaths. Și ne-l imaginăm pe tânărul Iosif împreună cu tatălui mergând la templu, și acolo se aflau un birou unde se înregistrau nașterile și morțile. Every Jewish boy was introduced to this place. Fiecare băiat evreu trebuia să fie, să treacă pe acolo, să meargă acolo. And Joseph's dad would ask the attendant for the scroll for the register of King David. Și tatălui Iosif trebuia să ceară sulul unde era înregistrată familia împăratului David. I can see young Joseph gasping with astonishment. Mi-l imaginez pe tânărul Iosif respirând așa puternic, plin de mirare, de uimire. And Jacob, his dad, would open the scroll and he would point to Joseph's name, the last name on the scroll. Iacov, tatălui Iosif, a desfăcut sulul și a arătat numele lui Iosif acolo pe sul, ultimul nume scris pe sul. And there was his father's name, Jacob, and his granddad's name, Matthan. Și acolo se afla numele tatălui său, Iacov, și numele bunicului său, Matan. And we go right back up the line to David. Și apoi, trecând în sus, prin lista de nume, ajungea până la David. And Joseph would see that there's a name being struck out, the name Jehoiakim. Și Iosif a putut să vadă că pe lista aceea un nume a fost tăiat, numele lui Ioachim. And I hear Joseph saying, Dad, why is Jehoiakim's name struck off the register? Și parcă mi-l imaginez pe Iosif spunând, Tată, de ce a fost tăiat numele lui Ioachim de pe lista aceasta? Oh, we'll read about that in Jeremiah 36. Oh, citim despre asta în Ieremia 36. Jehoiakim was a wicked, wicked king, Jacob would explain. Și Iacov îi explica faptul că Ioachim a fost un împărat rău de tot, un împărat stricat. He actually burned God's word and God judged him. He said, no son of yours is going to sit on the throne of David. Împăratul Ioachim a aruncat în foc, a ars în foc cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu atunci l-a pedepsit și a spus, niciun fiu al tău nu va ședea vreodată pe tronul lui David. And Jacob would explain, he said, you know, Joseph, our people were so wicked, they went into captivities for 70 long years. Și Iacov îi explica lui Iosif, uite, poporul nostru a fost așa de stricat, așa de păcătos, încât a trebuit să meargă în robie timp de 70 de ani lungi. And you see, when they came back to Jerusalem, our ancestor Zerubbabel, he was not the king, he came just as governor. Și vezi tu, când s-au întors din robie înapoi la Ierusalim, înaintașul nostru Zorobabel nu s-a întors ca împărat, ci doar ca și guvernator. And I can hear Joseph saying to his dad, but dad, what about the coming Messiah and God's covenant with Abraham and David? Și mi-l imaginez pe Iosif spunând, dar tată, ce se întâmplă cu Mesia care trebuie să vină și cu legămintele pe care Dumnezeu le-a încheiat cu David și cu Avram? Dad, he would say, there's to be a willing priesthood, but these men, these priests, they are robbers. Tată, trebuie să existe la templu o preoție adevărată, credincioasă lui Dumnezeu, dar preoții care sunt acum la templu sunt niște hoți, niște tâlhari. And there should be a vacant throne, but that wicked man Herod is on the throne of David in Jerusalem. Și apoi tronul ar trebui să fie gol, dar omul acela rău, Irod, se află pe tronul lui David din Ierusalim. And he would say, Dad, there has to be a repentant nation who are willing to accept the Messiah and they're not willing to accept him. Și apoi îi spunea, Tată, poporul nostru trebuie să fie pregătit, gata să-l accepte pe Mesia, dar ei nu sunt gata să accepte pe Mesia și să se supună lui. And I can see Jacob looking into the face of his son Joseph and say, Joseph, my son, I don't have an answer. I don't know how God's going to solve that problem.
Și mi-l imaginez pe Iacov uitându-se în ochii fiului său Iosif și spunându-i: fiul meu, nu am un răspuns să-ți dau, nu știu cum va rezolva Dumnezeu problema aceasta. And so Joseph would go back to Nazareth, a very, very thoughtful young fellow. Așa că mi-l imaginez pe Iosif întorcându-se la Nazaret, foarte gânditor. But the years went by. Dar anii au trecut. And Joseph met a young girl called Mary. Și Iosif a întâlnit o tânără numită Maria. And he fell in love with her. Și s-a îndrăgostit de ea. No wonder she was the godliest young woman anyone would wish to meet. Nu e de mirare pentru că Maria era cea mai credincioasă, mai evlavioasă tânără pe care și-ar fi dorit un tânăr să o întâlnească. One day Joseph plucked up courage and asked if he would if she would marry him. Într-o zi Iosif și-a făcut curaj și a întrebat-o pe Maria dacă vrea să se căsătorească cu el. To his delight she said yes. And so a date was fixed for the marriage. Spre bucuria lui, i-a spus da și au hotărât o dată pentru nunta lor. The old rabbi was called in and they had a marriage ceremony. Bătrânul rabin a fost chemat la ei acasă și au avut o ceremonie de căsătorie. And at the end of that ceremony, Joseph and Mary were pronounced man, husband and wife. La sfârșitul ceremoniei respective, Iosif și Maria au fost declarați soț și soție. Now you see, that's very much like our wedding ceremony. Și poate spuneți, tot așa se întâmplă și la căsătoriile noastre. It is, but it's different after this point. Da, până în punctul acesta așa este, dar din punctul acesta lucrurile diferă. Because the marriage would not be consummated at that time. Deoarece căsătoria lor, căsnicia lor nu era consumată în punctul acela. Ei nu începeau să locuiască, să trăiască ca soț și soție. Joseph would go back to his father's house and he would prepare accommodation for his wife Mary. Și Iosif trebuia să se întoarcă în casa tatălui său și acolo să pregătească o locuință pentru soția lui Maria. When he completed the work, he would get some of his friends together and at midnight they would go to the village, Mary's village, and would give a shout, I've come for my wife. Când locuința era terminată, Iosif își aduna câțiva prieteni, împreună mergeau în satul Mariei și el striga, am venit după soția mea. She had to be ready and waiting, and Joseph would take her to the place he'd prepared, and the marriage would be consummated. Maria trebuia să fie gata, pregătită, Iosif o lua, o ducea în locuința pregătită și de-abia atunci era consumată căsătoria lor. Oh, incidentally, you know, when the Lord Jesus was in the upper room, he used that format when he said, I'm going away, preparing a place, and coming back for you to receive you to myself. Și apropo, când Domnul Iisus a fost în camera de sus cu ucenicii, a folosit exact același format. Le-a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce și vă voi lua la mine. See, we are the bride of Christ. Vedeți, noi suntem mireasa lui Hristos. And we have to keep waiting and looking for him to come. Și noi trebuie să așteptăm și să privim în sus, să-l așteptăm pe Domnul ca să vină după noi. And so Joseph busied himself getting the place ready for his wife Mary. Deci Iosif s-a dus la locuința lui și a început să lucreze, să pregătească totul pentru soția lui Maria. One morning, Joseph's dad Jacob came and he said, Joseph, my son, you'd better sit down. I've got something to tell you. Dar într-o dimineață, tatăl lui Iosif a venit și a spus, Iosife, fiule, ar fi bine să te așezi pentru că trebuie să spun ceva. And Jacob said, son, he said, I've got terrible news for you. He said, your wife Mary is pregnant. Și a spus, Iosife, fiule, am o veste groaznică pentru tine. Maria, fiica ta, e însărcinată. Joseph was shocked beyond measure. Iosif a fost șocat cum nu ne putem imagina. He would say, Dad, that cannot be true. She is a perfect, she's a pure girl.
Și a spus probabil tată, nu poate fi adevărat pentru că ea e o tânără curată. And his dad would say, well, son, I'm sorry, it is true. Și tatăl îi spunea, fiule, îmi pare rău, dar ăsta e adevărul. Now, normally, a young woman that did that, she would be taken outside of the synagogue, her name would have been read, and she would have been put out of the community. Acum, de obicei, într-o astfel de situație, o tânără care ar fi făcut lucrul acesta era dat afară din sinagogă, era dat afară din oraș, era exclusă din comunitate. And Joseph said, Dad, I'm not going to do that. I still love Mary, so I'm going to write a certificate of divorce and just take it to her privately. Și Iosif a spus, tată, eu nu pot să fac asta pentru că o iubesc prea mult pe Maria. O să scriu o carte de dispărțire și așa, în liniște, în tăcere, o să mă despart de ea. I can see poor Joseph going to his bed that night, praying to the God of heaven, God, why did you allow this to happen to me? Și mi-l imaginez pe bietul Iosif mergând la culcare în seara aceea, rugându-se și spunând, Doamne, de ce ai îngăduit să mi se întâmple așa ceva? But we read in that passage of scripture that Joseph had a dream vision. Dar am citit în pasajul acela din scriptură că în timpul nopții Iosif a avut un vis, o vedenie. An angel appeared to him and said, Joseph, son of David. Un înger i s-a arătat lui Iosif și a spus, Iosife, fiul lui David. He said, go and take Mary to be your wife. Nu te teme s-o iei la tine pe Maria, nevastă ta. That which has been conceived in her is of the Holy Spirit. Căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. And your wife is going to have a son. You have to call him Jesus because he's going to save his people from the sin. He's the Savior. Soția ta va naște un fiu și vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. El e mântuitorul. I can see Joseph up before daylight. Și mi-l imaginez pe Iosif trezându-se înainte să se facă lumină, să se facă zi. I can see him shaking his dad and mom. I'm going to get Mary. An angel spoken to me. Mi-l imaginez scuturându-i, trezindu-i pe părinții lui și spunând, mă voi căsători, un înger mi-a vorbit. It's difficult to imagine the happiness that Joseph experienced when he went to collect his wife Mary. Ne e greu să ne imaginăm bucuria, fericirea lui Iosif când s-a dus să o ia pe soția lui Maria acasă la el. I would love to have listened to the conversation. Mi-ar fi plăcut mult să fi putut asculta conversația lor. I can hear Joseph saying, Mary, I had a dream vision that an angel spoke to me. Îl imaginez pe Iosif spunând, Maria, am avut un vis, un înger mi-a vorbit. But Mary would say, oh, but Joseph, I had a visit from Gabriel, the angel. Și Maria i-a spus, Iosif, și eu am fost vizitată de îngerul Gabriel. Do you mean the Gabriel that spoke to the great prophet Daniel? Vrei să spui îngerul Gavril care a vorbit cu marele proroc Daniel? Yes, it was Gabriel, all right. Da, a fost chiar îngerul Gavril. And Joseph, Gabriel told me that I'm going to give birth to a son. Și Iosife, îngerul Gavril mi-a spus că voi da naștere unui fiu. And Gabriel also told me that he's born of the Holy Spirit. And I have to call him Jesus. Și tot îngerul Gavril mi-a spus că el se va naște de la Duhul Sfânt și că trebuie să-i pun numele Iisus. And Joseph, Gabriel told me that he is the son of the Most High God. Our son is God incarnate. Și Iosife, îngerul Gavril mi-a spus că el va fi fiul Dumnezeului Celui Preaînalt, adică fiul nostru va fi Dumnezeu întrupat. And Mary would say, but Joseph, God said he's going to give him the throne of his father David. Și Iosife, îngerul a spus că Dumnezeu îi va da lui tronul, scaunul de domnie al tatălui său David. And his kingdom is going to be an eternal kingdom. Și că împărăția lui va fi o împărăție veșnică, fără sfârșit. And I can hear Joseph saying, do you know, Mary,
I'm beginning to understand the prophetic scriptures. Parcă l-aud pe Iosif spunând, Maria, încep să înțeleg acum scripturile profetice. Do you remember what it says in Isaiah 7:14? That a virgin will conceive and give birth to a son, and you will call him Emmanuel, which means God with us? Vă aduceți aminte ce spune în Isaia 7:14? Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emmanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. And I can hear Mary saying, oh, but Joseph, you see, there's a blood curse on your line, but there's no blood curse on my line. Și parcă o aud pe Maria spunând, Iosif, pe genealogia ta, pe linia ta genealogică, este un blestem de sânge rostit de Dumnezeu, dar pe linia mea genealogică nu este niciun blestem. You see, Joseph, I can trace my genealogy back to King David, but not through Solomon, which is your line. Și vezi tu, Iosife, eu pot să-mi urmăresc genealogia mea înapoi până la împăratul David. Dar nu prin Solomon, familia ta, înaintașul tău. It came through another son called Nathan. Ci printr-un alt fiu al lui David, numit Nathan. So Joseph, my son is truly the son of David, comes through David's line. Deci vezi tu, Iosife, fiul meu va fi cu adevărat fiul lui David. Se va trage din David, din genealogia lui David. And I can hear Joseph saying, and you know, Mary, the amazing thing is, I have the regal rights to the throne of David. And he said, because when Jesus is born, I'll be his legal father, I can give him the regal rights to the throne. Și Iosif spunea, uite, Maria, eu am drepturi regale, am dreptul la tronul lui David din Ierusalim. Și când fiul meu se va naște, eu îi voi, ca tatălui legal, îi voi transmite aceste drepturi legale. And I can hear Joseph saying, but oh Mary, there's a problem. You see, that wicked king Jehoiakim, he lost the legal rights to Jerusalem and the land of Israel. How's God going to recover that? Și l-aud pe Iosif spunând, dar avem o problemă. Împăratul acela rău, Ioachim, și-a pierdut dreptul lui legal asupra Ierusalimului și asupra țării, asupra Israelului. Cum va rezolva Dumnezeu problema aceasta? And I can see Mary smiling and she said, Joseph, do you remember Zelophe had daughters? Dar mi-o imaginez pe Maria zâmbind și spunând, Iosive, ți-aduce aminte de fetele lui Zelofan? And I can hear Joseph say, oh, Mary, you'd better remind me what it was about. Și mi-l imaginez pe Iosif spunând, adu-mi aminte, te rog, ce-a fost cu fetele astea? Well, Zelophehad's daughters, they were given property rights by God. Păi fetele lui Zelofan au primit drepturi de proprietate chiar de la Dumnezeu. And those property rights would be preserved, providing they married a distant cousin. Și acele drepturi de proprietate erau păstrate doar dacă ele se căsătoreau în familie cu un văr îndepărtat. And Joseph, let me remind you, you're my distant cousin. Și Iosife, lasă-mă să-ți amintesc că și tu ești un văr îndepărtat de al meu. And they would say, they would rejoice together, say, don't we have a wonderful heavenly father? Satan's done everything he could to prevent the Redeemer coming, but he's here. Și mi imaginez pe cei doi bucurându-se împreună și spunând, nu e așa că avem un Dumnezeu, un Tată minunat. Satan a făcut tot ce i-a stat în putință să împiedice venirea Fiului lui Dumnezeu, dar iată-l aici. And so Jesus was born in Bethlehem, just as Micah said in chapter 5, verse 2. Domnul Iisus s-a născut în Betlehem, exact așa cum a spus Mica în capitolul 5 cu versetul 2. And after 8 days, Mary and Joseph would take baby Jesus 5 miles north to Jerusalem. Și la 8 zile după naștere, Maria și Iosif au luat pe bebelușul Iisus și l-au dus la vreo 8 kilometri distanță de Betlehem la Ierusalim. And their first job was to visit the registry office.
Primul lucru pe care trebuia să-l fac odată ajuns acolo era să meargă la biroul unde se înregistrau nașterile. And I can see Joseph asking for the scroll for David's genealogy. Și mi-l imaginez pe Iosif cerând sulul genealogiei lui David. And I can see Joseph writing on the scroll, Jesus, Messiah. Și mi-l imaginez pe Iosif scriind acolo pe sul, Iisus, Mesia. And he would draw a line under it. Apoi trăgea o linie de desubt. No further names would be added to it. Ceea ce însemna că niciun alt nume nu mai trebuia adăugat acolo. And so the Lord Jesus would be dedicated to God in the temple. Apoi Domnul Iisus era dus la templu ca să fie înfățișat înaintea lui Dumnezeu. And in Luke chapter 2, we read of two old people. Și în Luca 2 citim despre două persoane în vârstă. And an old man, Simeon, godly old man, and God had given him a promise. Un om bătrân, Simeon, un om tare, evlavios, căruia Dumnezeu i-a făcut o promisiune. And God said, Simeon, you're not going to die until you've seen my Savior. Dumnezeu i-a spus Simeone, tu nu vei muri până ce nu vei vedea pe unsul meu, pe Mesia meu. And the godly old man took baby Jesus in his arms. I'm sure there were tears flowing down his cheeks. Bătrânul credincios a luat bebelușul în brațele lui și sunt sigur că lacrimile curgeau pe obraj. And he would say, Lord, you can let me depart in peace because I've seen your salvation. Și a spus, Doamne, slobozește în pace acum pe robul tău pentru că am văzut mântuirea ta. And there was an old lady, an old saint, Anna. Apoi tot acolo în templu se afla o femeie în vârstă, o femeie sfântă, Anna. And I can see a crowd gathered around her. Și mi imaginez că o mulțime s-a adunat în jurul ei. She said, and she was saying to all of the people, she said, you know, this is the Redeemer that's coming. Ea le spunea tuturor oamenilor de acolo, acesta este răscumpărătorul care trebuia să vină. And she actually said, we are looking forward to the redemption of Jerusalem. Și ea a spus că este pentru cei care așteaptă mântuirea sau răscumpărarea Ierusalimului. Now that's Joseph's story. And isn't it wonderful how Satan did everything to stop the Messiah coming? Cum aceasta este istoria lui Iosif. Și nu vi se pare minunat că, deși Satana a făcut tot ce a stat în putință să împiedice venirea lui Mesia, but God's love found a way. Dragostea lui Dumnezeu totuși a găsit o cale. And you know, redemption has been provided for this lost mankind. Și știți, răscumpărarea a fost adusă și a fost oferită omenirii pierdute. But this same Jesus is coming again. Dar același Iisus vine din nou. He's coming first of all for his bride, the church. El vine în primul rând după mireasa lui, după biserică. Do you remember what we said in about John 14? Jesus said, I'm going away to prepare a place. Vă aduceți aminte ce vă spuneam despre Ioan 14? Domnul Iisus a spus acolo, mă duc să vă pregătesc un loc. That's what Joseph did. Exact așa a făcut și Iosif. And Joseph went and collected his wife. Iosif s-a dus apoi și a luat soția acasă. And in exactly the same way, Jesus is coming back for us, the bride of Christ. Exact în același fel, Domnul Iisus va veni după noi, mireasa lui, ca să ne ia acasă. And then after that, God is going to start dealing with Israel and Jerusalem. După aceea, Dumnezeu va începe să se ocupe de poporul Israel și de Ierusalim. Satan is going to try and destroy Israel. Satana va încerca să distrugă, să nimicească Israelul. The prime minister of the Palestinian Authority said that Jerusalem is the eternal capital of the Palestinian state.
primul ministru al autorității palestiniene a spus că Ierusalimul este capitala veșnică a statului Palestina. No, it is not. Nu, nu este. There is only one person has the title deeds for Jerusalem, and that's the man in the glory, the Lord Jesus. Există o singură persoană care are drepturile de proprietate asupra Ierusalimului și acea persoană este omul din slavă, Domnul Iisus Hristos. And Satan is going to try and destroy Jerusalem, destroy Israel. Și Satana va încerca să distrugă Ierusalimul, să distrugă Israelul. But King Jesus is coming back to planet Earth. Dar împăratul Iisus se va întoarce pe planeta Pământ. Do you remember what Gabriel said to Mary? He said he's going to sit on the throne of his father David and of his kingdom there will be no end. Vă aduceți aminte ce a spus îngerul Gavril Mariei despre Domnul Iisus, că el va ședea pe scaunul de domnie a lui David și împărăția lui nu va avea sfârșit. Now let me tell you something of certain, that that event is going to take place probably very soon. Și acum permiteți-mi să vă spun un lucru sigur, și anume că evenimentul acesta va avea loc și încă foarte curând. But the amazing thing is that when the Lord Jesus comes back to planet Earth, he's taking his bride with him. We'll be with him. Dar lucrul uimitor este că atunci când Domnul Iisus se va întoarce pe planeta Pământ ca să împărățească, își va aduce mireasa împreună cu el. Noi vom fi împreună cu el. And the incredible thing is that we are going to share the Lord's throne in Jerusalem. Lucrul incredibil este că noi vom împărți tronul împreună cu Domnul Iisus la Ierusalim. And we're going to reign with him throughout eternity. Și vom domni împreună cu el în toată veșnicia. Now just two points to finish with. Încă două lucruri cu care vreau să închei. The most important thing in life is to know that we are going to be in that kingdom. Lucrul cel mai important în viața aceasta este să fim siguri, să ne asigurăm că noi vom fi în împărăția aceea. Do you remember Nicodemus came to the Lord Jesus at night and he said, I know that you're the Messiah. Vă aduceți aminte de Nicodim că s-a dus la Domnul Iisus în miez de noapte și a spus, eu știu că tu ești Mesia. And the Lord Jesus shocked Nicodemus. He said, Nicodemus, unless you're born again, you'll never see the kingdom of God. Dar Domnul Iisus l-a șocat pe Nicodim și a spus, dacă nu te vei naște din nou, cu niciun chip nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. And of course Nicodemus wanted to know how he could be born again. Și bineînțeles că Nicodim a dorit să afle cum poate să se nască din nou. And the Lord Jesus explained to Nicodemus, he says, I'm going to be lifted up on a cross, I'm going to be made a curse. And all you have to do, Nicodemus, to look and live, believe in me. Domnul Iisus i-a explicat lui Nicodim și a spus, eu voi fi înălțat, voi fi pus pe o cruce, voi fi făcut un blestem și tot ceea ce trebuie să faci este să privești și să crezi în mine. Do you know the most important thing in life is to know that we are born again? Știți că cel mai important lucru din viața aceasta este să știm că suntem născuți din nou. But the final thing I have to say is this. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este acesta. Mr. Moody, that great American evangelist, said he sees this world as a sinking ship. Marele evanghelist american Moody a spus că el privește lumea aceasta ca un vapor care se scufundă. But he said that God has provided a lifeboat, the cross. And Moody said, it's my job to get as many people into the lifeboat as possible. Dar a spus că Dumnezeu a pregătit o barcă de salvare, crucea. Și a mai spus el, datoria mea este să iau cât de mulți oameni de pe vaporul care se scufundă și să-i aduc în barca de salvare. So we must ask ourselves a question. Așa că trebuie să ne punem o întrebare. Whose kingdom are we living for? Pentru care împărăție trăim noi? Is it for this world, Satan's kingdom, that's soon going to be crushed?
pentru lumea aceasta, pentru împărăția Satanei care va fi zdrobită în curând? Or is it for the glorious kingdom of Messiah who is soon coming to reign? Sau pentru împărăția glorioasă a lui Mesia care va veni în curând să împărățească? Oh, well, I pray that the Lord will bless you all. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. It's so good to have been with you again. M-am bucurat mult să fiu din nou împreună cu voi. And we're praying that God's richest blessing will be on all of you. Și ne rugăm ca binecuvântările îmbelșugate ale lui Dumnezeu să fie peste voi toți. Amin. 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 Mulțumim Domnului în primul rând pentru mesajul acesta extraordinar. Dar vrem să mulțumim și fratului Eric pentru că s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și ne-a transmis acest mesaj. We thank God first of all for his message tonight and also to our brother Eric for being available to God in bringing us the message. It's my privilege and joy, Cristina. Privilegiu și bucuria mea. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu familia și nădăjduim în revedere curândă cu ori pe pământul acesta, ori dacă nu sus în cer la Tatăl. May the Lord bless you and your family and we trust to see you soon down here or up there. Up there. Absolutely. Thank you. Well, the Lord bless you. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Pace. 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 Pace, pace. Vrem să venim cu o rugăciune înaintea Domnului și după aceea vom continua cu cântări spre slava lui Dumnezeu și aș vrea ca în această rugăciune să ne conducă trei frați. Se va ruga fratele Ion de la Broșteni, se va ruga fratele Cercel și fratele Buțu. Haideți să plecăm capetele și să venim cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Am rugămintea să luați telefoanele de pe modul silențios, frate Ion. Nu vă auzim. Acum. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim și în seara asta și vrem să-ți mulțumim de cuvântul că l-ai revărsat în fratele Erichi. Domne, te rugăm să ne ajuți, Domne, ca să-l înțelegem, Domne, să nu fim niște copii ascultători numai și uituși, Domne, dă-ne putere ca să înțelegem tot ce ne-ai vorbit după în fratele Erichi și te rugăm să-l binecuvintezi, Domne, te rugăm să binecuvintezi pe sora Cristina care ni l-a tradus, Domne, te rugăm să ne ajut să fim statornici în credință, să fim pregătiți pentru venirea Ta, că venirea Ta este aproape, Doamne Tată bun. În numele Domnului Iisus te rugăm să ne binecuvintezi pe toți, Doamne. Amin. Auziți, Daniel, amin? Acum zi. Auziți, frate Daniel? Da, vă ascultăm, frate Cercel. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, plin de recunoștință, venim și în această seară să-ți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea, pentru dragostea Ta. Să-ți mulțumim, Doamne, prin purtarea de grijă și prin acest cuvânt pe care ne l-ai transmis prin fratele Eric. Te rugăm să-l binecuvintezi, să binecuvintezi și pe sora Cristina, te rugăm să binecuvintezi și soția fratelui Eric și familia sorei Cristina, te rugăm să binecuvintezi cuvântul Tău în inimile noastre, Doamne, ca să îl credem cu adevărat, Doamne, pentru că tot ceea ce ai făcut Tu s-a împlinit și ceea ce vei face pentru noi se va împlini, să avem această nădejde, căci cum Domnul Iisus a venit prima dată pe acest pământ înfățat în iesle, în statura unui copil, va veni să ne aducă să ne ducă acolo în locurile unde ni l-a pregătit ca o veșnicie întreagă să fim împreună cu El. Îți mulțumim, Doamne, pentru această nădejde și îți mulțumim pentru că Tu, Doamne, ne vei păzi de tot ce este rău și de cel rău ca să nu ne smulgă această nădejde care este în inimile noastre. Te rugăm, Doamne, în continuare, Doamne, Tu să ne dai această putere ca să-ți slujim Ție cu viețile noastre, Doamne,
Te rugăm, binecuvintează pe orice frate și soră care au fost conectați în această situație, binecuvintează și pe cei ce nu au fost conectați, Doamne, te rugăm, binecuvintează pe cei ce sunt pe pat de suferință, Doamne, Tu poți să le animi durerile, poți să-i faci sănătoși, pentru că Tu ne-ai creat, Tu știi din ce suntem creați, cunoști orice celulă și orice moleculă. Te rugăm să binecuvintezi și copiii noștri, Doamne, te rugăm să binecuvintezi în special pe cei dragi ai noștri care nu te cunosc pe Tine, Doamne, Tu poți să-i întorci de pe calea lor la Tine, pentru că Tu dorești ca toți oamenii să fie mântuiți. Te slăvim, te binecuvântăm, ne închinăm și îți mulțumim în numele drag și scump al Domnului Iisus. Amin. Te slăvim, Tată bun, și ne închinăm înaintea Ta în numele drag al Domnului Iisus și îți mulțumim din toată inima pentru că încă o dată ne-ai binecuvântat cu cuvântul Tău. Mulțumim mult de tot că ne-ai adus aminte de marea Ta lucrare pe care ai făcut-o aducându-L pe Domnul Iisus în lumea noastră să ia chip de om ca al nostru, să moară pentru a plăti prețul răscumpărării noastre și apoi, Doamne, mulțumim pentru promisiunea revenirii când va veni curând ca să ne ia acasă. Slavă și cinste să fie numelui Tău pentru lucrul acesta, pentru că știm că Tu tot ce ai promis ai dus la îndeplinire și știm că tot ce ai promis pentru viitor vei împlini la vremea hotărâtă de Tine. Nu putem decât să fim mulțumitori și recunoscători, Tată bun. Mulțumim mult pentru că Te folosești de frați ca să ne înveți. Mulțumim pentru fratele Eric. Te rugăm, binecuvintează-l Tu. Întărește-l Tu, Doamne, dă-i Tu har și putere mai departe în slujire și ajută-l Tu să fie o binecuvântare atât pentru noi aici, cât și pentru cei din țara Dumnealui. Te rugăm din toată inima, ajută-ne Tu, Doamne, pe fiecare în parte, frați și surori, să fim niște oameni treji și veghetori, să știm să trăim în așteptarea revenirii Domnului nostru pe norii cerului. Ajută-ne Tu, Doamne, ca să știm să ne purtăm, să vorbim, să umblăm și în toate lucrurile să Te onorăm pe Tine. Ne încredințăm în brațul Tău, slăvim numele Tău și Te binecuvântăm în numele drag și scump al Domnului nostru Iisus. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Spunem încă o dată pentru harul de care ne-a făcut parte să auzim cuvântul Său în seara aceasta și personal sunt atât de bucuros că toate încercările lui Satana de a nimici lucrarea de mântuire nu au avut niciun succes și lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu a fost dusă până la capăt. Și El a făcut totul ca eu și noi toți și întreaga lume să fie mântuită, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Înainte de a mai cânta cântări sau poezii spre slava lui Dumnezeu, probabil ați aflat că începând de mâine dimineață, și localitatea noastră iasă din carantină, așa că marți, la ora 6, ne vom vedea la adunare, slăvit să fie Domnul. Nădăjduiesc că va fi plină adunarea ca duminica. După o lună de stat acasă, nădăjduiesc că ardeți și dumneavoastră dorință ca și mine să mergem să ne vedem la casa Domnului. Vă așteptăm și cu ajutorul Domnului ne vom vedea marți, la ora 6, joi, la ora 6, și după aceea, duminică dimineața, la 10 și după amiaza, la 17. Haideți să mai slăvim pe Domnul prin cântări, prin ceea ce v-ați pregătit să aducem spre slava lui Dumnezeu. Cine mai dorește să laude pe Domnul prin cântare, vă rog să ridicați mâna. Fratele Virgil cu sora Simona, vă ascultăm. Domnul să vă binecuvinteze. Vă rog să luați telefonul de pe silențios. În regulă, vă auzim.